Bine ați venit, dragi fecioare, la previziunile pentru luna septembrie. În primul rând vreau să vă urez la mulți ani, dacă vă sărbătoriți ziua de naștere în această lună, să aveți parte de tot binele din lume și de asemenea menționez faptul că previziunile sunt valabile atât pentru cei din Zodia Fecioară, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea bonus. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi fecioare, luna septembrie este foarte intensă pentru voi. Începeți să aveți mai multă energie. Soarele este la voi în zodie. Vă oferă multă energie. Sunteți foarte plini de viață și începând cu data de 6 septembrie, Fecioara începe să se concentreze mult mai mult pe modul în care arată. Fecioara începe să se concentreze mult mai mult pe uh, ceea ce exprimă. Fecioara începe să fie dornică să se impună în fața celorlalți și asta este un element foarte, foarte benefic. Vedeți că Venus, micul benefic, stă la voi în zodie mai toată luna septembrie, deci sunteți foarte bine susținuți pe ceea ce vreți să faceți voi. În special pe bani, acolo puteți să deblocați diferite probleme. Pe 10 septembrie avem o lună plină în semnul peștilor, iar asta pentru voi înseamnă activarea axei relațiilor. Um, un moment frumos pentru fecioară, în care apar tensiuni în relații, dar în egală măsură este un moment foarte bun pentru a încheia, pentru a finaliza o colaborare, o asociere, un parteneriat și ăsta e un moment fantastic. Este ceva ce ține și de siguranța voastră, de securitatea voastră. Apoi, Mercur, tatăl vostru, de pe data de 10 septembrie, își începe mersul retrograd în semnul balanței. Și asta înseamnă un moment în care fecioara e bine să fie mai atentă pe bani. Da? Câți bani dai, câți bani primești. Um, încearcă să nu iei o decizie acum în legătură cu achiziționarea ceva sau a face un împrumut. Lasă puțin lucrurile să se așeze pentru că după 2 octombrie lucrurile se rezolvă și o uh, un avertisment am pentru tine și anume um, de pe 24 septembrie Mercur reintră la tine în zodie și atunci până pe 2 uh, Uh, octombrie, e bine să fii foarte atent și foarte atentă la ceea ce comunici, pentru că uh, Mercur acolo retrograd în fecioară chiar e super critic da? și e bine că ai ocazia să vezi detaliile, e bine că ai ocazia să, uh, să vezi aceste elemente și să te folosești de ele, însă o mare atenție pe tot ce înseamnă exprimare. Da? ca un avertisment pentru că te poți trezi cu reacții neașteptate din partea persoanelor, dragi ție. Apoi, pe data de 23, soarele intră în balanță și are loc echinoxul de toamnă, un eveniment extrem, extrem de frumos care pentru tine se petrece pe o casa banilor și astfel ești extrem de bine susținut. Pe a face bani, pe a deschide un nou proiect, poate chiar cine știe, te gândești serios să te raportezi diferit la propria ta persoană, că e posibil și acest aspect. Ideea este că ești foarte bine susținut pe bani în această lună, da? Și începând cu această dată, chiar știu eu, îți poți deschide ceva nou sau te poți concentra pe lucruri noi, din punct de vedere material. Apoi, încă un eveniment, da? și anume avem o lună nouă, tot în balanță, da? care se petrece pe 26 și care iarăși activează tema aceasta a banilor pentru tine și chiar începi să te gândești la ceva pe un termen mai lung, chiar începi să te gândești la bani la care să te ține ceva timp. Poate să fie un nou loc de muncă, poate să fie ceva nou, ceva benefic pentru tine, însă sfatul este iarăși să-ți asculți foarte mult intuiția și atenție, repet, pentru că Mercur este în retrogradare la tine în zodie, în momentul în care se produce luna nouă, și uh, poate ar fi bine să nu ratezi această ofertă, da? să încerci să. Vezi detaliile, știu că Mercur este retrograd, doar că e bine să analizezi lucrurile și după 2 octombrie încolo poți să iei decizia. Dar acum poți analiza, da? Poți analiza pentru că poate nu merge proiectul respectiv, dar poate îți vine o idee mai bună. Da? Poate proiectul respectiv te duce să cunoști pe altcineva, să. E ca o treaptă, da? Pentru tine. Cam atât în general vorbind. Din punct de vedere astrologic, vreau să văd ce ne spune și oracolul. Am un oracol nou, da, care mi este foarte drag și pe care abia așteptam să l împărtășesc cu voi. Hai să vedem. Și deja a ieșit o carte oracol care vă transmite următorul mesaj. Și anume, Pasiune. Știu că voi percepeți diferit, la modul general vorbind, tot ce ține de pasiune, tot ce ține de plăcere. Da? Pentru voi, plăcerea ține de lucruri morale, ține de altceva. Da? Uh, și atunci este un moment foarte bun pentru fecioară în care tu îți poți asculta pasiunea. Da? Uh, aici ai un card care reprezintă uh, Chakra 2 pentru cei care cunoașteți puteți să lucrați, da, pe chakra 2 și puteți să căutați mai multe informații pentru că de acolo vă vine răspunsul și vedeți că este o lună în care voi vă puteți pune o pasiune în practică, în care voi puteți să trăiți lucrurile mult mai pasional, puteți să bustați viața, da, să simțiți o aromă vieții absolut specială. OK, hai să vedem acum ce ne spune și tarotul pentru luna septembrie pentru Fecioară. Hai să vedem ce vă spune tarotul. La baza pachetului avem un 4 de cupe, 4 de cupe și cu asul de monede. Fecioara primește o ofertă, primește o propunere în această lună septembrie pe care o refuză sau în fața căreia încă nu este deschisă. Deci sfatul aici este să te deschizi în fața noutăților, pentru că uite, asul de monede înseamnă o șansă, înseamnă un nou început extrem de stabil. Exact un nou început care te ajută să te vindeci, care te ajută să faci ca lucrurile să funcționeze altfel. Hai să vedem prima carte, doi de bâte și aici este clar faptul că tu privești spre viitor, îți faci planuri mărețe în această lună septembrie. Mai mult decât atât, fecioara are ocazia acum să se elibereze. Simt foarte intens aici să-ți transmit faptul că ai legătură foarte intensă în această lună cu străinătatea sau cu drumurile lungi. Deci, de acolo apar tot felul de lucruri frumoase pentru tine, apar tot felul de oportunități. O pauză pe care o iei într-o relație, sau așa cum spuneam, e vorba de niște planuri pe care tu ți le faci pentru un viitor mai îndepărtat. Următoarea carte, Pajul de Spade în mintea ta. Și aici e clar faptul că ești foarte curios, ești foarte curioasă, îți dorești foarte mult să experimentezi tot felul de lucruri. Ceva la locul de muncă sau cineva îți atrage atenția. Și asta e bine. Luna septembrie este mai liniștită, să spun așa, pentru toată lumea, pentru că avem planete în fecioară, ele vor face aspecte foarte pozitive cu nodul nord, deci avem foarte multă susținere. Da? Și este interesant pentru că voi sunteți în prim plan. Da? Următoarea carte, 10 de cupe, foarte frumos. Fecioara are parte de o bucurie în familie. Se întoarce o persoană din străinătate sau se relochează cineva, o rudă. De asemenea, văd aici o bucurie foarte mare pe care o ai, dar și o împlinire pe care tu dorești să, uh, să o pui în practică. Ai foarte mare legătură cu familia. Apoi, cavalerul de bâte la baza manifestărilor tale. Este clar faptul că ai o energie foarte puternică, îți dorești să faci foarte multe lucruri în această lună. Vrei să îți urmezi pasiunea, se repetă mesajul, deci pasiune. Venus până la urmă este planeta baniilor și a iubirii. Chiar dacă voi vedeți diferit puțin ideea aceasta de iubire, nu este nimic greșit. Pentru fiecare plăcere înseamnă altceva. Te văd foarte bucuros și te văd foarte încrezător în forțele proprii și foarte pus pe aventură și pe a experimenta lucruri noi. Să vedem mai departe și avem doi de monede în exterior care vine foarte clar aici și îți spune faptul că ai legătură cu două persoane diferite, două medii de viață diferite în fața cărora trebuie să te prezinți într-un mod foarte bun, într-un mod foarte autentic, trebuie să fii pregătit aici. Și de asemenea văd pe cineva care cântărește ceva, care are de negociat ceva anume Iarăși foarte, foarte profund se vede acest aspect aici Mai departe avem 5 de cupe Da, să știi că în familie văd o persoană supărată pe niște planuri da, sau pe niște așteptări pe care le-a avut de la tine și care se dărâmă pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că, nu știu, aveți aici persoane din trecut care revin și care au niște probleme. Parcă voi trebuie să-i ajutați pe ceilalți. Vedeți că o să aveți foarte multă energie. Eu nu spun să nu-i ajutați pe ceilalți, dar mai gândiți-vă puțin și la voi, mai gândiți-vă puțin și la plăcerile voastre și profitați de planetele care sunt la voi în zodie, pentru că este o lună extrem de frumoasă pentru fecioară. Da? Regina de monede, mai departe. Se pare că vecioara află de o modalitate de a face bani sau nu știu, găsește uh, un nou mod prin care să-și facă părul, un nou mod în care să arate și uh, ești foarte curios, ești foarte curioasă, vrei să știi mai multe, vrei să încerci lucruri noi. De asemenea, foarte clar văd aici faptul că tu ai ocazia acum să. Câștigi niște bani, deci ai ocazia să crești din punct de vedere material și asta este absolut fantastic. Energia generală, așa cum spuneam patru de cupe în cele mai multe cazuri, fecioara este puțin sceptică, da? și analizează foarte mult anumite lucruri, anumite detalii în această lună și asta este foarte, foarte bine. Dragi făcioare, acestea au fost previziunile generale pentru voi. Vă aștept cu drag și la partea bonus. Dacă doriți, am lăsat un link în primul comentariu, în descrierea acestui videoclip. Pentru cei care sunteți interesați, dacă vreți acces la toate citirile bonus, aveți link în descriere, mai exact să vă alăturați canalului, e butonul acela cu alăturate. Și ce să vă spun, la mulți ani încă o dată, vă doresc o lună septembrie cât mai frumoasă, nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like dacă v-au plăcut previziunile și să ne revedem cu bine și la previziunile săptămânale sau să ne vedem cu bine și la previziunile zilnice. V-am pupat!